foarte interesantă de pictură. O expoziție care este de fapt o selecție, am înțeles că este o selecție dintr-o expoziție mult mai amplă. Sigur, despre aceste lucruri vor vorbi invitații noștri, avem oaspeți astăzi aici și ne vor lămuri cum și de ce și pentru cât public, bănuiesc cât mai larg public, căruia îi se adresează aceste minunate lucrări care sunt prezente astăzi pe simezele galeriei noastre de artă. Dar ca să intrăm în subiectul acestui vernisaj, l-aș ruga pe invitatul nostru, Radu Șerban, de la Cluj, profesor la Universitatea de Arte și Design din Cluj, să preia cumva desfășurarea acestui eveniment, acestui vernisaj și să ne lămurească puțin despre ce și cum sunt aceste, au reușit să vină și la Baia Mare aceste minunate lucrări pe care le putem admira astăzi aici. Vă rog, domnule. Mulțumesc, da. În primul rând vreau să vă felicit pentru acest cadru deosebit în care am montat, am panotat expoziția lui Cotton Major. De asemenea, pentru toate activitățile artistice care se întâmplă la Baia Mare, aflăm și noi de la Cluj multe lucruri de aici, mai ales de acest complex extraordinar, Colonia Pictorilor, care este unicat în țară. Mă rog, un efort logistic și financiar extraordinar, dar cred că Baia Mare merită așa ceva, mai ales că și-au propus să continue, într-un fel, ca să pună în valoare și tradiția școlii de la Baia Mare. În acest cadru al școlii de la Baia Mare, zic eu că se încadrează și această selecție de lucrări care o avem aici pe simeze. Vreau să vă spun că cu Cotton Major, am fost colegi și împreună cu Ovidiu Ciorna, Băi Mărean, pe care multă lume știți, am fost colegi la Liceul de Artă din Cluj. În perioada 75-77 împreună. Deci cam 2 ani de zile am fost un trio extraordinar. Și pentru că sau în 2018 ne-am întâlnit aici toți trei, după mulți ani de zile în care fiecare era activitățile noastre. În 2018, în același spațiu, am avut o expoziție comună, o expoziție de grup. Deci atunci eram în formula de 3, acum suntem în formula de 2, numai din păcate. Deci colegul nostru nu mai este dintre noi. Și ultima dată când ne-am întâlnit în Ungaria cu el, i-am promis că o să facem tot posibil, o să intermediem organizarea unei expoziții la Muzeul de Arte din Cluj. Acum, poate mulți știți că o expoziție nu se organizează chiar așa de ușor. Chiar dacă ai lucrări, să spunem că ai lucrările făcute, totul e în regulă. Dar aceste lucrări erau în Papa, în Ungaria, la vreo 5-6 km de Cluj. Deci trebuiau aduse, trebuiau niște fonduri, trebuia cineva să ne primească la muzeul din Cluj. Deci au fost mai multe instituții care au colaborat și aș vrea să le amintesc. Centrul de Cultură și Artă a județului Salaj, Iuri s-a întâmplat la Sărmășan. Deci, ca și Sărmășan, Centrul de Cultură a putut să aibă un argument puternic să sprijine planurile noastre. De asemenea, Muzeul de Artă din Cluj ne-a oferit spațiul muzeal, 4 săli de expoziție. Și Primăria din Cluj ne-a oferit o parte din bani pentru editarea și publicarea catalogului, care la 10 o să rămână
trăit. Din păcate, n-am putut face un tiraj foarte mare, dar vreau o săptămână permanent la galerie și o să vă rog să răsfoiți cu mine. Mai treceți pe aici. Deci, expoziția de la Cluj s-a consumat în 2022. După aceea, în 2023, am făcut o expoziție într-o altă configurație, la galeria din Târgu Mureș. Și acum ne aflăm aici cu această selecție. Am zis că să fie mai... Deci este o selecție din zona peisajelor. Unele peisaje au fost făcute, deci la Baia Sprie, sigur, nu știu dacă și în Baia Mare. Nu știu dacă și în Baia Sprie. Această expoziție s-a putut realiza prin intermediul asociației noastre, o asociație mică care se numește Continuum. Tot prin această asociație am adus aici câteva cataloge și albume pe care de asemenea o să vă răspundeți dacă aveți determinare. Ce să vă mai spun? Îi avem aici printre noi pe domnii curatorul Florin Gerasim, el este muzeograf la Muzeul de Artă din Cluj. El s-a ocupat de expoziție, el a fost în atelierul artistului și a făcut selecția de lucrări și a făcut textul, a conceput textul critic. Și l-avem pe domnul Bertalan, artist și profesor, care în 2018 ne-a onorat cu prezența dânsului și cu speech-ul pe care l-a avut atunci și am zis că după acești câțiva ani ar fi binevenit să fie și de această dată împreună cu noi. Pe Ovidiu îl rog să spună câteva cuvinte, pentru că expoziția aceasta, la expoziția am lucrat mai mult, deci nu am lucrat numai eu, a fost și Ovidiu, a fost și Florin Gerasim. Și dacă vrea și, îl avem între noi, îl avem pe fiul artistului, pe David. David Ghele. Dacă vrea și el, o să vă spună și el câteva cuvinte. Așa că îl rog pe Ovidiu întâi să spună, nu știu, ce crede el că merită spus, după aceea pe domnul Gerasim și pe domnul Bertan. Vă mulțumesc că ați venit așa într-un număr de mare, pentru că cu vremea asta am avut chiar emoții. Vom fi cam singur, dar cred că s-a depășit momentul. E vorba de bucuria cu care ne întâlnim într-un moment în care Giuri nu mai e cu noi, dar pictura lui cred că ne transmite multă lumină, mult soare, multă bucurie și cam așa am fost noi împreună. Poate eram și tineri, dar el a rămas, după cum vedeți în pictura lui, tot în sufletul ăsta. Ăsta a fost Giuri. Un pictor care astăzi, pictura ați văzut, are un alt limbaj, o altă direcție. Cred că el e ancorat în pictură. Cred că e acolo ancorat și cred că trebuie să ne bucurăm de ceea ce ne-a lăsat. Vă mulțumesc că ați sosit aici. Un video a spus foarte bine, deci, și aș prelua ceva. Deci, lumea care trece este titlul expoziției. Lumea care trece. Într-adevăr, pentru artistul Catona, lumea a trecut. Dar au rămas lucrările lui. Și prin lucrările lui, cred că este prezent și el. Deci tot exact ce ai spus tu, dar m-am pus un pic altfel. Da. Pot să plec direct de ce au spus. Dragii prieteni ai mei, Giuri, începând cu proverbul, apa trece, pietrele rămân, lucrările lui Giuri rămân și mai mult rămân ca o dovadă a consecvenței cu care el și-a construit opera în zeci de ani, fiind un călător cu spiritul și un neobosit pelerin în spațiul transilvan și în pustă. Deci un spirit liber ca o pasăre care a pipăit lumea cu pașii și a văzut-o cu ochi sensibili, a prelucrat-o și apoi ne-a dăruit-o prin sute și sute de lucrări, pentru că am avut
șansa să ajung la casa atelier de la Papo, la graniță cu Austria, și să mă minunez cum o clădire de fostă școală era centimetru cu centimetru locuită de lucrările lui Ghiuri, cumva un spirit protector, soția lui Eva, având grijă de ele, ea fiind în același timp și muză pentru el zeci de ani, o mărturie copleșitoare în cantitate, sute și sute și sute de lucrări stimuite, între care, pentru că pășeam ca într-un labirint cu culoarele subțiri, aproape că aveam nevoie de un fir al Ariadnei ca să străbag toate colțurile, dar în același timp parcă mă simțeam chemat de Ghiuri că după fiecare colț mă așteaptă ochii lui și ochii lui erau prezenți de fapt în numeroase autoportrete făcute în tehnici diverse, ulei, dar și în cărbune sau în pastel. Un spirit, într-adevăr, a spune aproape renascentist, dar un spirit care la prag de secol 20 cu 21 și-a asumat în mod conștient și programatic un curent estetic și un mod de a lucra și de a gândi exact după un secol, pentru că la pragul secolelor 19 și 20 a fost aici întemeiată Marea Școală de la Baia Mare, iar el a lucrat mult în plein air, în primul rând prin prezența la numeroase tabere de creație, atât în Ungaria, la Budo, la Gheor, dar și în Transilvania din România, adică la Mădăraș, la Baia Sprie, la Jebucu și în alte locuri. Și astfel și prin învățătură, prin școala formală, dar și prin contactul permanent cu artiștii, cu fermentul creației, el, putem să spunem că și-a adăpat formarea artistică, dar și senzorii și filonele de inspirație artistică, atât din școala din România, cât și din școala din Ungaria, și am putea spune prin asta și într-un fel legând Orient cu Balcanii, cu Occident, dar în același timp el nu doar că s-a inspirat din realitățile contemporane ale acestor școli, ci a și inspirat la rândul său, pentru că le-a fost dat la Cluj, la Târgu Mureș, și aici să vorbesc cu artiști care l-au cunoscut, care au fost colegi de tabere de creație cu el și care se simt cumva legați prin filoanele de creație, iar despre vocația lui de prieten, ce poate fi mai frumos decât faptul că dintre cei trei mușchetari, cei doi poartă lucrările lui ca într-un pelerinaj și acesta a fost, cum a spus Radu, la Cluj, la Târgu Mureș, aici, dar eu cred că vom fi și pe alte trasee pe care l-au purtat pașii prin Secuine, sperăm să fie la Oradea și într-o final lucrările să se întoarcă la una dintre casele lui și anume, până unde a creat zeci de ani, la Papa. De fapt, aici cred că sunt trei moșchetari pentru că suntem onorați și la fiecare expoziție a fost onorat de prezența lui David, la rândul lui artist, un excelent muzician, iar eu sunt un mic d'artagnan chemat să completez echipa și mă străduiesc să fac acest lucru, spunându-vă câteva dintre reperele creației într-un rezumat, pentru că suntem de data aceasta cu mulți vorbitori.
într-un rezumat, așa cum și selecția de față este un rezumat. Un rezumat care însă ne permite să trecem în inventar câteva dintre temele care l-au preocupat pe Gyuri de-a lungul zecelor de ani de carieră. Teme care au constituit cele mai multe dintre ele un nucleu stabil de subiecte care au revenit recurent, tratate în serie și în diverse tehnici, dar nu adăstând o perioadă doar la o serie, ci el lucra simultan la mai multe lucrări deodată, așa cum am și găsit în atelier mai multe lucrări în diverse faze de așteptare a vernilului, a vernisajului. Și aici putem invoca, pentru că am spus de școala de la Baia Mare, putem invoca peisajul și peisaj de tip templu al naturii, inclusiv cu muntele Sarcul, Potemii, să spunem așa. Avem aici exemplele cu cele trei lucrări realizate în tabără la Baia Sprie. Dar, în același timp, avem tot din natură colțuri de peisaj, case vechi, unele aflate în paragină sau intrânduri de casă, curți, trotuare sau stări ale naturii, să spunem, înainte de furtună, după furtună sau parcă în simbioză cu vremea de astăzi, această extraordinară sclipire a apei, tot la Baia Sprie, care se numește după ploaie și care poate să le ducă și la impresionism, dar și la expresionism. Pentru că pe aceste colțuri de natură, care ele însele nu par veștele, ci mai degrabă ofilită, ducând spre o lume apusă, Gyuri știe să arunce o lumină atât de diafană, încât să le receptăm ca un paradis în destrămare. Apoi sunt în inventarul subiectelor lui multe lucrări cu figura umană. Figura umană fie în portrete singulare, fie în compoziții și chiar autoportrete în care apare el, dar apar și cei dragi, în special membrii familiei, încât în multe lucrări apare mama sa, el împreună cu mama sa, sau draga lui de not, mama numită Cotti. Mai invoc și prezența, tot în figura umană, a unor personalități din lumea literară, în special, pentru că el era un cititor de poezie și un îndrăgostit de figurile emblematice ale culturii scrise maghiare și, în special, de Audi Endre și de Petőfi, care revin în multe dintre compozițiile sale, la fel, în diverse tehnici. Și, pentru că deja am ajuns la figuri emblematice, mai aduc vorbire despre tema satului și, în această direcție, are câteva subiecte predilecte la care revine recurent și din lumea Vechiului Testament avem compoziții multe cu Iona, 1, 2, 3, cel puțin 4 și 5, dar și compoziții Adam și Eva, iar din lumea imagologia Noului Testament invoc compoziții multiple pe tema Adam și Eva, dar și o temă dragă lui, Marama Sfintei Veronica. Cum a tratat aceste teme? Le-a tratat în diverse moduri, le spune ca un artist școlit pictor, dar căruia i-a rămas din copilărie conștiința a ceea ce a învățat ca un fiu
de sculptor. Anume, el tratează compozițiile în mare parte în ulei, dar nu e străin nici acrilul și apoi este un excelent grafician, pentru că prin acuarelă trecem în grafică, dar ajungem și la subiecte tratate, unele ca lucrări, să spunem, asumate ca opere împlinite, altele gândite de el ca schițe, dar la care ne uităm acum cu admirație, lucrări elaborate în cărbune, altele în tuș, în peniță și să nu uit de pastel, pentru că în pastel este de o virtuozitate excepțională, așa cum, să zicem, în proximitatea generației lui, poate că îl invoc aici pe Sălăjanul Sobovilmuș. Dar, pentru că am spus de conștiința lui de fiu de sculptor, în el există tentația volumelor. Și atunci, multe dintre lucrări prezintă planeități pe care lumina poate, din diverse unghiuri, să joace diferit, să ne provoace ca să privim din alte și alte colțuri sau la alte momente ale zilei și mai mult a construit relief până să ne apropiem de o limită a bazoreliefului, deci ceva un relief tasat, în care a amestecat pigmenții cu gips, astfel încât sunt straturi de gips din care a construit, să zicem, toate subiectele aproape trec și prin această fază a gipsului cu iona, dar și cu chipul încrețit al bunicii Coti, care prin linii gravate în gips și apoi acoperite cu culoare, capătă expresivitate deosebită. La fel, a experimentat gravura, dar într-un mod personal, adică a făcut negative în folie de aluminiu, în care cu tehnica vârfului de rac a schițat portrete și de tip sacul pietra, să zicem, dar și portrete, și aici este, cred, o realizare deosebită a lui, portrete ale lui Petofi, ale lui Audi, în care, de fapt, chipul este alcătuit din litere și din fragmente de versuri ale acestora. Iată un univers de artist care a ars până în ultima clipă a vieții. La el s-a împletit excelent ideea de creație și de viață în ceea ce ar fi ars poetica și de aceea mă înclin moștenirii lui și ca o, cumva, un act de a-i simți prezența, vreau să spun o poezie scrisă de un congener al lui în anii 60, Vasco Popa, român trăitor în Serbia și tradusă de Nichita Stănescu, un alt geniu al literaturii, înainte de joc. Se închide un ochi. Se scrutează toate ungherele proprii ca să se vadă dacă nu sunt cuie sau pungaș sau ouă de cuc. Se mai închide un ochi. Apoi te înalți, sari. Se sare sus, cât mai sus, mai presus de sine. De acolo se cade, se cade adânc, continuu zile în șir cu toată greutatea, până în adâncul cel mare al abisului propriu. Cel care se sparge în bucăți, cel care rămâne întreg și întreg se ridică, acela joacă jocul vieții
Și jocul artei a fost esența de a fi al lui Iuri, până când s-a transformat în jocul vieții și al morții, până când în ultima noapte, pe la zorii dimineții, vegheat de fiul său David, a stins ultima trăsătură de pensulă peste o lucrare, a spus, cred că e gata, și apoi sufletul său a plecat spre lumină. Mulțumim! Detalii despre preocupările lui Iuri, despre tehnici, despre subiecte, tematici, cicluri. O să rog pe domnul Petelan să, așa cum a făcut în expoziția asta foarte selectivă, să fie și cuvântul foarte selectiv, că să mai facem și altceva pe urmă, ne retragem, mai servim apă sau vin sau ceva, ca să nu plictisim oameni, să cam și cald și, deci, dacă puteți, cât mai concentrat. Impresionant moment și înainte de a trece pe corda lirică, ceea ce s-a dat Domnul acum, își vrea să vă întreb foarte prozaic, câte minute? Nu chiar ați pe mine! 5 minute! Impresionant moment, eu acum sunt alt om, am pregătit mai multe variante, le-am uitat pe toate, e copleșitor. Cel mai bine! Ceea ce s-a spus aici, oarecum va invidiez discursurile pline de sensibilitate și calm, și aș încerca să mă conformez, este destul de greu și cum am prevăzut, mi-a adus aminte de o idee la care nici nu m-aș fi gândit. Poate puțină lume știe că Bruce Lee, celebrul lucrător, a fost și un mare filozof și a răsturnat conceptul de invidie în sens neașteptat. Spunea că invidiosul este un fericit dacă știe să strunească invidia și să urmeze calea celui invidiat. Eu vă invidiez foarte mult și o să încerc să mă așez pe raftul care, înalt, pe care să mă apropiu de el, că nu pot să ajung până acum. Deci aș începe parafrazând o afirmație, cea pe care rapid aș vrea să răspund la ea. Eu mă simt onorat și m-am simțit chiar cumva suspect că nu sunt în realitate. Când am fost invitat acum, acum ani, să fiu unul din muștitarii mai intruși în această galerie de elită, vreau să vă spun că noi acum avem niște musafiri care constituie elita societății culturale din Cluj, mai ales în zona artelor vizuale. Nu mai fac prezentările decât succint, așa, domnul profesor universitar doctor Radu Șerban, domnul arhitect Ovidiu Ciorna, domnul expert în probleme de artă și artist vizual, domnul Gerasim Florin. Și în nouă rând, înainte de a vă menționa pe dumneavoastră, fiul distinsului artist, astăzi rememorat, domnul David Hotuna. Istan Hosta, ne bucurăm tare mult că sunteți aici. Nu aș vrea să omit nici să salut pe cei care au pus numărul la acest moment decisiv, prin organizarea taberei de la Baia Scrier. Este vorba de domnul Daniel Pop împreună cu domnul Hiter Ferenc, care au declanșat o adevărată avalanșă, pornind de la un mic bulgăr de suflet. Ce să vă mai spun, mulțumesc domnului coleg, artist și pictor și profesor învățământul superior, domnul Angel Negrean, ca întotdeauna strunește lucrurile. Vă mulțumesc tuturor că sunteți astăzi acum aici și se cade mai mult ca oricând să se țină o anumită
ceremonie de vernisaj și să ne aducem aminte că nu este ceva vetus, dimpotrivă e ceva foarte potrivit. Acum, sigur că e greu să mai adaug cuvinte la cele rostite și Biblurile de suflet de până acum, dar să nu omit, să vă salut pe toată lumea, să salut mâna doamnelor, domnișoarelor, zi sau seară frumoasă, domnilor. Cum vă spuneam, suntem într-un cadru foarte special și din multiplele axe pe care aș fi vrut să rodez retorica, aș menționa acum o anume convergență pentru complementaritate. Acum țin în mână o carte cu bijuterie. Rar mi-a fost dat să am o exemplar atât de elocvent și la locul potrivit și în același timp brillant. În primul rând, discursul vizual, care aparține domnului profesor Radu Șerban și care este secundat de o prefață a domnului curator, care prefață pentru mine poate este unicat prin concizie și prin complexitate și prin limbajul metaforic, acum am înțeles de unde vine, dacă mi-ați îngăduit, chiar aș cita o succesiune de metafore, cum văd eu acum așa, fără ochelari. Am eu ochelari, dar să nu așa. În primul rând, debutul. Creuzetul cultural transilvan, care merită foarte multă atenție și nu mi s-a acordat deocamdată, din lipsă de timp, de alte, nici la cele cuvenite. Când ne gândim la requesta din centrul Clujului, care a premers aproape cu 100 de ani Titanii Renașterii, pe Verocchio și Donatello. Și este o operă de respirație europeană, de mare anvergură. Și tot ce înseamnă Clujul respiră, numai ca să nu rămân dator, că ați... 1377. Minunat. Ați dovedit așa o curtoazie pentru Școala de Pictură din Baia Mare. Am revenit, sigur că literatura a avut întotdeauna un acompaniament frumos și congruent față de pictură. Mulți din vechi artiști care au fundamentat celebra școală au ilustrat poezii. Deci, iată, nu este o mirare că Iuri Cotoma fost inspirat de poeții menționați mai înainte și care au pătruns în opera sa, în substratul. Și dacă mi-ați îngăduit să citez, nici nu m-aș fi gândit cât de bine se potrivește, cred eu, judecați-mi dacă greșesc. Este vorba de o carte scrisă de un laureat al Premiului Nobel, Hermann Hesse, și când am aflat că am această mare să vin să vă întâmpui, vă rog să aveți răbdare cu mine, că fac cu mare bucurie și drag, mi s-a părut că tocmai ceea ce am citit se potrivește. De altfel, opera lui Iuri are acest fior metafizic pătruns de credință. Iată cum, parcă ne-am fi înțeles, dar acum ne-am cunoscut. Spune așa, e mai lung textul, am scris cu litere mari, să pot și eu să mă desprind și să fac un salt, nu înapoi, ci înainte și mai sus. Iar altceva este mai important, să meditez. Deci cred că, parcă ne-am înțeles, se pornește de la ideea că Iuri a avut un univers pictural. Îmi pare rău că vorbesc la trecut, dar greșesc. Putem vorbi la prezent. El este printre noi, a surmontat această poartă pe care o privim mulți într-un fel sau altul. El a știut, situându-se pe un alt palier, iarăși celebru al artiștilor, care parcă a avut un presentiment al scurtimii timpului dăruit pentru dăruire. Așa cum atât de impresionant e descris aici, în momentul când a pus jos pensula și a spus, am terminat-o și pe asta și în seara aceea s-a eliberat pentru de cele pământești. Iată, atât de frumos descrie autorul
curatorul expoziției, prin metafore, identitatea artistului și spune așa, că se pot, nu prea cred că pot citi, voi cita din memorie, între operele sale, care sunt stiluri întregi de capodopere, se trece cu sfială, parcă cu frica să nu jignim delicatețea creației, în aceste labirinturi regăsim o lume mirifică superioară lumii obișnuite cotidiene. Ce iertare pentru eventuala parafrazare. În sfârșit, aș vrea să vă rog să-mi permiteți să amintesc că numele celor trei translatori pe care i-am admirat, am început eu mai puțin engleza, dar cât am înțeles, foarte frumos au vibrat într-o traducere, într-o traducere liberă spiritul textului inițial. Deci avem o variantă în pagini în limba română, una în limba maghiară și una în limba engleză. Traducătorul în engleză este rus Sebastian, născut în Maramureș, profesor de engleză și nepot al vestitului poet maramureșan de la Cluj, Vasile Ignă. Minunată, este o personalitate de care vă povestim aici foarte mult și iarăși aici am putut savura rafinamentul și creativitatea în spiritul traducerii. Colegii mele, Portic Bleșenit Avoda, rafinat muzeograf, critic de artă și colegă de birou cu mine, am onoarea să am acest noroc și mă bucur că i-ați menționat. Minunat, vă mulțumesc. Vreau să vă spun că în aceste câteva pagini de text, Gutenbergian, zace o cultură de mai multe vieți. Chiar putem vorbi de acest ancestral din lumea lui Carl Gustav Jung și care a descoperit profunzimi. De altfel așa este, totul se spunea că apele miștite sunt profunde. Dacă vă uitați la ce... Spargem bucăți. Cel care rămâne întreg și întreg se ridică, acela joacă. Jocul vieții și jocul artei a fost esența de a fi al lui Iuri, până când s-a transformat în jocul vieții și al morții, până când în ultima noapte, pe la zorii dimineții, vegheat de fiul său David, a stins ultima trăsătură de pensulă peste o lucrare, a spus, cred că e gata, și apoi sufletul său a plecat spre lumină. Mulțumim! Detalii despre preocuparea lui Iuri, despre tehnici, despre subiecte, tematici, cicluri. O să rog pe domnul Petelan să, așa cum a făcut în expoziția asta foarte selectivă, să fie și cuvântul foarte selectiv, că să mai facem și altceva pe urmă, ne retragem, mai servim apă sau vin sau ceva, ca să nu plictisim oameni, să cam și cald și, deci, dacă puteți, cât mai concentrat. Impresionant moment și înainte de a trece pe corda lirică, ceea ce s-a dat domnul acum, aș vrea să vă întreb foarte prozaic, câte minute? Nu întrebați pe mine! 5 minute! Impresionant moment, eu acum sunt alt om, am pregătit mai multe variante, le-am uitat pe toate, e copleșitor. Cel mai bine! Ceea ce s-a spus aici, oarecum va invidiez discursurile pline de sensibilitate și calm și aș încerca să mă conformez, îmi este destul de greu și cum am prevăzut, mi-a adus aminte de o idee la care nici nu m-aș fi gândit. Poate puțină lume știe că Bruce Lee, celebrul lucrător, a fost și un mare filozof și a răsturnat conceptul de invidie în sens neașteptat. Spunea că invidiosul
este un fericit dacă știe să strunească invidia și să-i urmeze calea celui invidiat. Eu vă invidiez foarte mult și o să încerc să mă așez pe raftul care, înalt, pe care să mă apropiu de el, că nu pot să ajung până acum. Deci, aș începe parafrazând o afirmație, cea pe care rapid aș vrea să răspund la ea. Eu mă simt onorat și m-am simțit chiar cumva suspect că nu sunt în realitate, când am fost invitat acum, acum ani, să fiu unul din muștetarii mai întruși în această galerie de elită. Vreau să vă spun că noi acum avem niște musafiri care constituie elita societății culturale din Cluj, mai ales în zona artelor vizuale. Nu mai fac prezentările decât succint, așa, domnul profesor universitar doctor Radu Șerban, domnul arhitect Ovidiu Ciorna, domnul expert în probleme de artă și artist vizual, domnul Gerasim Florin, și în următorul rând, înainte de a vă menționa pe dumneavoastră, fiul distinsului artist, astăzi rememorat, domnul David Cotoman. Este în Osta. Ne bucurăm tare mult că sunteți aici. Nu aș vrea să omit nici să salut pe cei care au pus numărul la acest moment decisiv prin organizarea taberei de la Baia Scrier. Este vorba de domnul Daniel Pop împreună cu domnul Hiter Ferenc, care au declanșat o adevărată avalanșă, pornind de la un mic bulgăr de suflet. Ce să vă mai spun, mulțumesc domnului coleg, artist și pictor și profesor învățământul superior, domnul Angel Negrean, ca întotdeauna strunește lucrurile. Vă mulțumesc tuturor că sunteți astăzi acum aici și se cade mai mult ca oricând să se țină o anumită ceremonie de vernisaj și să ne aducem aminte că nu este ceva vetus, dimpotrivă, e ceva foarte potrivit. Acum, sigur că mi-e greu să mai adaug cuvinte la cele rostite și gândurile de suflet de până acum, dar să nu omit să vă salut pe toată lumea, să salut mâna doamnelor, domnișoanelor, zi sau seară frumoasă domnilor. Cum vă spuneam, suntem într-un cadru foarte special și din multiplele axe pe care aș fi vrut să vădez retorica, aș menționa acum o anume convergență pentru complementaritate. Acum țin în mână o carte cu bijuterie. Rar mi-a fost dat să am o exemplar atât de elocvent și la locul potrivit și în același timp brilliant. În primul rând, discursul vizual, care aparține domnului profesor Radu Șerban și care este secundat de o prefață a domnului curator, care prefață pentru mine poate este unicat prin concizie și prin complexitate și prin limbajul metaforic, acum am înțeles de unde vine, dacă mi-ați îngăduit, chiar aș cita o succesiune de metafore, cum văd eu acum așa, fără ochelari. Am eu ochelari, dar să nu așa. În primul rând, debutul. Creuzetul cultural transilvan, care merită foarte multă atenție și nu i s-a acordat deocamdată, din lipsă de timp, de alte, nici la cele cuvenite. Când ne gândim la ecuestra din centrul Clujului, care a premers aproape cu 100 de ani Titanii Renașterii, pe Verocchio și Donatello. Și este o operă de respirație europeană, de mare anvergură. Și tot ce înseamnă Clujul respiră, numai ca să nu rămân dator, că ați... 1377. Minunat.
ați dovedit așa o plazie pentru școala de pictură din Baia Mare. Acum, revenind, sigur că literatura a avut întotdeauna un acompaniament frumos și congruent față de pictură. Mulți din vechi artiști care au fundamentat celebra școală au ilustrat poezii. Deci, iată, nu este o mirare că Iurii Cotoma fost inspirat de poeții menționați mai înainte și care au pătruns în opera sa, în substratul. Și dacă mi-ați îngăduit să citez, nici nu m-aș fi gândit cât de bine se potrivește, cred eu, judecați-mi dacă greșesc. Este vorba de o carte scrisă de un laureat al Premiului Nobel, Hermann Hesse, și când am aflat că am această mare servin să vă întecui, vă rog să aveți răbdare cu mine, că fac cu mare bucurie și drag, mi s-a părut că tocmai ceea ce am citit se potrivește. De altfel, opera Iurii are acest fior metafizic pătruns de credință. Iată cum, parcă mi-am fi înțeles, dar acum ne-am cunoscut. Spune așa, e mai lung textul, am scris cu litere mari, să pot și eu să mă desprind și să fac un salt, nu înapoi, ci înainte și mai sus. Iar altceva este mai important, să meditez. Deci cred că, parcă ne-am înțeles, se pornește de la ideea că Iurii a avut un univers pictural. Îmi pare rău că vorbesc la trecut, dar greșesc. Putem vorbi la prezent. El este printre noi, a surmontat această poartă pe care o privim mulți într-un fel sau altul. El a știut, situându-se pe un alt palier, iarăși celebru al artiștilor, care parcă a avut un presentiment al scurtimii timpului dăruit pentru dăruire. Așa cum atât de impresionant e descris aici, în momentul când a pus jos pensula și a spus, am terminat-o și pe asta, și în seara aceea s-a eliberat atât de cele pământești. Iată, atât de frumos descrie autorul curatorului expoziției, prin metafore, identitatea artistului și spune așa, că se pot, cred că pot citi, voi cita din memorie, între operele sale, care sunt stiburi întregi de capodopere, se trece cu sfială, parcă cu frica să nu jignim delicatețea creației, în aceste labirinturi regăsim o lume mirifică superioară lumii obișnuite cotidiene. Cer iertare pentru eventuala parafrazare. În sfârșit, aș vrea să vă rog să-mi permiteți să amintesc că numele celor trei translatori pe care i-am admirat, am început eu mai puțin engleza, dar cât am înțeles, foarte frumos s-au livrat într-o traducere, într-o traducere liberă spiritul textului inițial. Deci avem o variantă în pagini în limba română, una în limba maghiară și una în limba engleză. Traducătorul în engleză este rus Sebastian, născut în Maramureș, profesor de engleză și nepot al vestitului poet maramureșan de la Cluj, Vasile Ignă. Minunat, este o personalitate de care povestim aici foarte mult și iarăși aici am putut savura rafinamentul și creativitatea în spiritul traducerii. Colegii mele, Portic Bleșeni Avoda, rafinat muzeograf, critic de artă și colegă de birou cu mine, am valoarea asta. Acest noroc și mă bucur că i-ați menționat. Minunat, vă mulțumesc. Vreau să vă spun că în aceste câteva pagini de text, Gutenbergian, zace o cultură de mai multe vieți. Chiar putem vorbi de acest ancestral din lumea lui Carl Gustav Jung, și care a descoperit profunzime. De altfel așa este, totul se spunea că apele nu știu de ce sunt profunde. Dacă vă uitați la ce... Îmi revine mie
acest frumos vernisaj, mulțumind încă o dată oaspeților noștri, mulțumind de asemenea colegului meu, tuturor pentru frumoasele cuvinte pe care le-am ascultat astăzi, acum aici, și foarte repede închei prin a declara expoziția deschisă. Să mulțumim!